Da, nu, hai, te rog frumos. Reclamă, mă, numai pe ea, mă, că eu vin scaunul acesta. Aici ce eu. Absolut. Cum am rămas în mașină, așa am rămas. A venit o mașină, pac, pac, pac. Așa, te rog. Să mă duc și eu. Nu, așa e omul când e disperat, așa e omul, crede-mă și pe mine, da? Crede-mă și pe mine, că așa e omul, e. Când am văzut-o aici, pe asfalt, așa, nu așa, nu așa, nu așa, nu așa, dacă eu am fost disperat. Ce s-a întâmplat aici? Ce s-a întâmplat aici? Am accidentat, mă, frate. Ne-am lovit aici. Venit în oraș, ne-am lovit. Ne-am lovit de gardul ăla și... S-a lovit ea. Ce spune? Ce dă-le fiola că te suspendi, băi! Ce spune? Uite și moare-te, băi, sugaciu! Domnul, haide-te, rog! Unde e aici așa? Am trecut pe totuare. Unde e ce bani? L-ai țap unde e bani? Cine e bani? Cine e ce bani? Voi! Intă-te la cine, dar nu ești mai bani la mine, da? Nu te face tu de acest scandal în ceva. Ce-i cu tine, domnul? Dar cu tine ce? Ce te crezi tu? Tu te și vezi de treabă, dar îți bata-mi, bă, pe banii mie, nu pe pula ta și nu pe banii mie, da? Dacă am băut, am băut pe banii mei, da? Nu te interesa ce am făcut eu, da? Vezi-ți de treabă, du-te-n treaba ta, du-te-n vezi de treabă. Ce, mă? Ce-i dacă-i poliția, mă? Dar ce-i dacă-i poliția? Ce te crezi tu dacă-i poliția? Ce-i poliția? Nu-i un camion. Ce-i spune, mă, că-ți bat chișeala și-n pur să-l chiși? Haide, vă rog frumos. Rău frumos. Mere, mere. Du-te, mă, și tu! Sistemul de circulație care este. Ce s-a întâmplat? Ambianța, bețivii care circulă și câte accidente s-a întâmplat în zona asta, pe care pe panta lui Recea, așa se spune, de pe panta lui Recea, vin. Avea viteză, viteză sau viteză, ce s-a întâmplat? Viteză și băuți. Viteză și băuți. Băieții au venit. A lovit, s-a zdrobit, a lovit gardurile, a rămas fata pe drum, am venit
se ajut că sunt azi voluntari care cresc cu băieții la circulație. E 98. Șoferul era băut, șoferul? Deci, vă spun o singură chestie, pentru că când am ajuns la mașină, el a fugit, l-a dus. Uitați unde e mașina în parcare acolo, care a tras o mașină care e zdrobită, care s-a lovit de gard și ăsta și-a tras, nu mai l-am găsit cine a condus. Deci, o grămadă. A fugit de la... A fugit. Mașina este în parcare trasă aici. A tras, a zis, nu trage mașina din parcare, fiindcă nu... Victima era pe asfalt. Am sunat la 112, rapid, ca să ducă victima, că era o femeie care era terminată. Nu înțelegi, din lovitura aia a fost lovitura foarte contactivă. Dați seama, uitați ce este aici. Lovitura intrată în forță, în gard, pe librură. Toți terminate. Aceasta s-a auzit, doamne. Nu, nu s-a auzit, v-am spus de ea în ce este relativ. Așa, și? Vai, nu mă luați cu mine. Ce v-a declarat relativ, asta este. Conducere sub influența alcoolului, toți băieții care se dau mari din Soncuta, din Pinteuș, din nu știu unde, ce băieți care nu pot să ai de vorbă cu ei, asta-s băieții lor. Erai mașină? Da. Tu ai condus? Nu. Cât ți-a fost în mașină? 6. Și? De unde veneați? De la țară. Aveați viteză sau cum erați? Dar nu mă știu. Dar n-ai fost în mașină? N-ai văzut ce viteză aveam. Și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Am uitat și tot aici. V-a apărut brusc om în față? Doamna v-a apărut în față sau cum? N-am condus eu, doamnă, condus cineva, o dat cu mașina acolo, mașina a fugit și ne-a lăsat aici, a rămas stăținut. Și șoferul? A fugit, ia acolo e mașina, acolo a lăsat și mașina. Dar nu-l știți pe șofer, nu-i prieten de-a vostru, nu-i amic de-a vostru. Nu-l cunoște nimeni, doamnă, lăsați-mă. La ocazie sau cum v-a luat? Ba, ne-a luat la ocazie, doamnă, o luat mașina și-a fugit. O nu poate să meargă să consume ceva în oraș și eu luam la ocazie, uite ce s-a întâmplat. E grea mare. Și șoferul nu e găsit? Nu știu, domnule, am uviu de acasă și eu. De am venit pentru cumnată. În cumnată ta? Da. De unde? În Bogoșești. Eu duminică am nuntă mii de nănașe. Dar știi cine a fi? Eu nu vă cunosc, domnule. Cine am din Bogoșești, pe cine am din Bogoșești? Nu știu, domnule. Dă-mi motivare. Eram în casă, am ieșit afară, am observat că e o mașină acolo. Nu, atâta putem să spunem. Ți-a lovit pe cineva, am înțeles? Nu știm, asta nu știm. Câți erau în mașină? Am înțeles că doi au fost. O femeie și șoferul. La volan. Și ceilalți băieți de unde au apărut? Au apărut de pe aici, de prin vecini, de pe aici. Cei mai mulți au fost. Și șoferul? Consumase alcool, după voce și după să avea tare ridicată voce. Crezi că fi băut înainte să urce la volan? Dacă vin cu viteza de nu a putut să controleze, vă dați seama. Urca panta cu... Ce viteză a putut să aibă? 100 și ceva la oră.
Atâta. Trebuie să știi ca oricine, în viață, nu, n-am pus probleme. Tu ai condus mașina. Du-te, bă, de-aici. Care ați condus? Eu, mă. Du-te, bă, de-aici. Cât alcool ai băut? Du-te, bă, de-aici. 120 de litri. Știi că era să omor o femeie? Lasă, știu ce e. Ce ai consumat înainte să urci la volan? Drinks. European drinks. Ce ai condus? E o fugit care a condus, mă, fraților, mă. Uită-te bine la mine, lasă-mi tica farurile mai jos. Uită-te bine la mine, cine-o condus o fugit de aici. Și am rămas noi cu curul în pulă. Voi ați zis, tu ai zis că ai condus. Da, Eu? Uite-n față, șeful. Nu, și, doamne, care o condus o fugit și am rămas noi aici. Haide, Suisu. Noi ăsta care se ascunde. Nu, nu, și noi. Sigur? Sigur. Cât ați băut? Am băut vreo 120 de litri de pălincă. Că nu ne-ți dați pace. Pace nu ne dați. Mamă, că mă fumează. Bă, mergi de aici odată. Dar băi, du-te să mergi odată. Aveți grijă, vă rog, la... Sănătate! Mergi, mă, de aici. Sănătate să ne scrieți. Dar băi, să mergi odată. Să ne mergi, să mergi. Întoarce și du-te de pace. Ce ambianță face Flavio? Lumina peste tot, puie-mi.
nu pot. Luxul! Dar ne trebuie la noi, mă, dacă la tine nu trebuie. S-a intervenit în comuna Recea la un accident rutier, accidentul s-a soldat cu o singură victimă, dar leziunile care le prezintă nu-i pun viața în pericol. Ceva vă povestesc.